Necesități sunt multe, având în vedere că sunt 4 copii minori, toți școlarizați, 3 la școală și 1 la grădiniță. Ideea este că nu am cum să spun necesități, pentru că necesitatea e de la A la Z, având în vedere situația noastră materială și ca locație și ca copii și ca necesități a minorilor. Sunt multe. Eu nu am cum să fac o listă sau ceva de genul. Și nici nu... Nu știu cum să vă zic. Ce ar fi mai important pentru dumneavoastră? Ce ar fi mai important pentru mine? Eu, fiind adult, nu prea cred că am... Chiar și pentru copii? Pentru copii, da. Pentru copii, cel mai important ar fi să aibă un acoperiș asigurat asupra capului. Și siguranța zilei de mâine, pentru că degeaba eu sunt prezentă dacă nu pot să le ofer în totalitate ceea ce și-ar dori ei. Bănuiesc că multe persoane, în general părinți, mamă sau tată, se gândesc la secunda a doi, păi dacă n-ai fost în stare să le oferi, de ce ai mai făcut? Problema este că atunci când eu i-am făcut, erau alte priorități, în sensul că era casă, era tată, era loc de muncă, erau multe. La ora actuală s-a ajuns în situația asta și datorită tatălui și datorită greșelilor noastre din căsnicia noastră, a adulților, și datorită vremurilor care sunt. Nu-mi doresc la ora actuală, având în vedere situația mea, ca copiii să fie înstrăinați, nu-mi doresc ca copiii să ajungă în vreo instituție, atâta timp cât eu trăiesc, și îmi doresc foarte mult ca, cum au ceilalți copii, să aibă și ei, cu toate că nu se poate, orice părinte își dorește chestia asta pentru copilul lui. Mai mult de atât, nu cred că ar... Cea mai mare urgență ar fi să avem siguranța acoperișului, adică să fiu sigură că avem unde să stăm și copiii au ceea ce ar trebui să aibă. Nu ne dorim marea cu sarea, nu ne dorim avuțiile de pe lume, ne dorim în primul rând sănătate, în al doilea rând ne dorim ca copilul să nu mai plângă mamă, nu am. Și în al treilea rând mi-aș dori foarte mult ca ceilalți copii să nu mai râdă de ei. Uite ce am eu și tu nu ai. Pentru că fiecare când am plecat, am plecat așa cum am plecat. Am ajuns acolo unde am ajuns, unii din cauza muncii, alții din cauza sprijinului care l-a avut. Fiecare am ajuns în situația în care am ajuns. Nu neapărat din cauza anturajelor, pentru că anturaje nu sunt. La noi în casă nu se bea, la noi în casă decât concubinul fumează. Și nu avem pe ce să zici că scandaluri nu facem, muzică nu o punem, nu vrem să deranjăm pe nimeni, vrem doar să ne creștem copiii, de fapt să-mi cresc copiii și să le fie bine lor. Am înțeles.